Bună tuturor, eu sunt Cristina, iar în acest videoclip vreau să vă vorbesc despre 5 cărți citite recent de mine care au primit ratingul maxim de 5 steluțe. Prima dintre ele este o carte de povestiri scrisă de Ana Donțu și publicată în colecția Nautor de la editura Nimira. Am achiziționat-o de pe Vinted, de unde mi-achiziționez eu majoritatea cărților, pentru că mi-a plăcut foarte mult coperta, m-a intrigat titlul. Și de asemenea m-a încântat și faptul că este o carte destul de scurtă și la obiect. Povestirile Anei Donțu au legătură între ele, pare că se manifestă în același univers și personajele sunt comune într-unele dintre ele. Este așa ca un puzzle și dacă ești suficient de atent poți să recreezi o poveste mai mare. Sunt povestiri pe care eu le-aș încadra cel puțin în genul thriller, dacă nu în genul horror. Mi-a plăcut foarte, foarte tare stilul de scriere al Anei Donțu, pe care nu am mai citit-o înainte, dar aș reciti-o cu drag pe viitor. Este foarte fresh, foarte bine pus la punct și știe categoric cum să captiveze cititorul. De asemenea, îmi place foarte mult formatul tuturor cărților din această colecție de la Nautor. Prin urmare, m-am și apucat să le colecționez cum fac eu de obicei. Un indiciu de pe coperta Varșavaei este povestiri crude și insolite despre alienare și frumusețe. Cam acestea sunt temele principale abordate de Ana Donțu în acest prim volum pe care eu le-am citit și, după cum vă spuneam, i-am acordat un rating maxim. Mi-a plăcut enorm, enorm de tare această carte și pentru mai multe detalii puteți citi recenzia completă pe site-ul meu, cristinaboncea.com. Următoarea carte din acest videoclip este Painted Black de Janet Fitch. Este cea de-a doua carte pe care eu am citit-o de la această autoare. Prima fiind Leandrul Alb, în urma urmăririi filmului cu mulți ani în urmă, și după Painted Black s-a făcut un film pe care nu l-am vizionat încă, însă vreau să vă spun că și Leandrul Alb și Painted Black vor intra cu siguranță în topul cărților mele preferate din toate timpurile. Această autoare este o comoară pentru mine, mă simt foarte norocoasă că am descoperit-o, pentru că cărțile ei publicate la editura RAW au fost publicate cu mult timp în urmă și sunt în acest format mic, care mie nu-mi place deloc și tare, tare mi-aș dori să fie reeditate în format mare, în ediție tie-in, nu știu exact, nu mă interesează, însă consider că Janet Fitch merită mult mai multă atenție din partea cititorilor. În această carte trăim alături de o tânără care trece printr-un doliu în urma sinuciderii iubitului ei și ajunge să se apropie destul de tare de mama acestuia, dar au o relație cu năpădăi, se întâmplă tot felul de lucruri. Acțiunea are loc la Hollywood, de unde este și autoarea, așa că sunt destul de sigură că a inclus multe detalii din experiența ei personală. Are un stil foarte, foarte poetic de a scrie această Janet Fitch și scrie exact pe temele care mă ating pe mine și din ipostaza cu care eu rezonez foarte, foarte tare. Îmi place să citesc despre femei tinere, aproape adolescente și provocările prin care ele trec. Este o carte destul de stufoasă, însă mi-a făcut mare, mare plăcere să o citesc. Este un roman psihologic pentru a-l încadra într-o categorie și abia aștept să urmăresc și filmul când îl voi găsi pe internet. Așa că dacă dați vreodată peste ea într-un anticariat sau poate chiar într-o librărie, vă recomand din suflet să citiți Painted Black. O altă carte citită de mine în ultima perioadă și care mi-a plăcut enorm de mult este Balada închisorii din Reading de Oscar Wilde. Este un lung poem pe care autorul l-a scris atunci când a fost încarcerat pentru păcatul major comis de a iubi un alt bărbat. Îmi place foarte mult cum a fost editată și îngrijită această ediție de la editura Humanitas și traducerea mi-a plăcut de asemenea. Aceasta este o ediție bilingvă, ceea ce ne ajută să avem acces și la original pentru a putea compara, dar vă spun sincer că traducătoarea a păstrat destul de bine sensul original al cuvintelor
și a făcut o treabă foarte bună. Acest poem este efectiv heartbreaking, bineînțeles, cum altfel ar putea fi un poem scris în astfel de circumstanțe. Oscar Wilde se folosește de cazul unui alt condamnat la moarte prin spânzurare, ne povestește despre toată mizeria pe care el a trăit-o în închisoare și totuși continuă să își păstreze sufletul său și îndrepte sufletul spre lumină. Rimele sunt absolut perfecte. Este una dintre cele mai mari opere pe care eu le-am citit în această viață. Îl iubesc pe Oscar Wilde și vă recomand din suflet să citiți acest poem în proză, dacă poate fi numit așa. Găsiți cartea în toate marile librării, întrucât este o ediție destul de recentă și mie mi-a plăcut foarte, foarte tare. Următoarea carte din acest videoclip cu mini-recenzii este o carte pe care am primit-o chiar de la autoare, de la Ilinca Stroie. Cartea a apărut anul acesta, în 2024, la editura Ink Story și m-a entuziasmat faptul că este o carte de povestiri, pentru că am citit destul de multe astfel de cărți în ultima perioadă și îmi plac foarte tare, neașteptat de tare. La fel de mult mi-a plăcut și acest volum de debut al Ilincăi, care conține 12 povestiri, fiecare pe o temă diferită, cu un titlu diferit, care au substraturi filozofice și uneori chiar politice și uneori chiar SF. Ilinca a propus tot felul de teme de gândire în baza personajelor sale pe care le-a creat. Unele dintre povestiri sunt chiar bazate pe experiențele ei reale. Și am fost foarte, foarte plăcut, surprinsă de experiența foarte pozitivă pe care am avut-o cu această carte. Am citit-o foarte repede. Ilinca are și ea o tehnică absolut perfectă de a scrie, care menține cititorul foarte captivat și te face foarte curios să dai următoarea pagină, întrucât pentru mine cel puțin nimic nu a fost previzibil. Așadar, dacă sunteți și voi curioși, puteți căuta cartea la Ink Story și să o cumpărați, pentru că, din punctul meu de vedere, cam astfel ar trebui să arate literatura românească contemporană. Ultima carte despre care vreau să vă vorbesc în acest videoclip cu recomandări de cărți de 5 stele în perspectiva mea este autobiografia Julie Fox, Down the Drain. Eu nu eram foarte familiarizată cu activitățile acestei Julia Fox înainte, însă o prietenă mi-a recomandat-o și așa că am început să intru în universul acestei adevărate artiste americano-italiene. Mi-a plăcut enorm de mult această autobiografie. Cartea este în engleză, bineînțeles, nu a fost încă publicată la noi, are acest format destul de voluminos, însă experiența de lectură a fost cu atât mai mult ușurată de acest format, pentru că și fontul are o dimensiune potrivită preferințelor mele și coperta este absolut superbă. Julia ne povestește aici toată viața ei, începând încă din copilărie, când a trăit ba în Italia cu mama și bunicul ei, ba în New York împreună cu tatăl ei și fratele ei. Se întâmplă tot felul de lucruri, ne povestește despre adicția sa față de diverse substanțe, de o grămadă de situații periculoase în care s-a găsit de relații abuzive, de decese ale oamenilor apropiați din viața ei. Și în cele din urmă ne povestește cum a ajuns să devină celebră la Hollywood și nu numai în toată America, cel mai probabil, dacă nu chiar în toată lumea, apărând în filmul Uncut Gems, care alături de Adam Sandler, care este pe Netflix. L-am urmărit și din păcate nu m-a fascinat foarte tare, însă Julia a jucat rolul unui personaj numit tot Julia, practic, și într-un anumit sens a jucat pe sine însă și scenele cu ea mi s-au părut, bineînțeles, grozave. Este un fashion icon, este un om aflat pe partea corectă a istoriei, din punctul meu de vedere. Este foarte activă pe social media, este ceea ce ar trebui să fie un influencer, pentru că, într-adevăr, a setat foarte multe trenduri și nu doar de fashion, ci poate și de gândire, vreau eu să cred. Citindu-i cartea, te întrebi, sau eu cel puțin m-am întrebat, cum poate un om să treacă prin atât de multe traume și totuși să-și găsească lumina. Julia este mamă în prezent și încurajează oamenii să fie delusional, pentru că oricine a ajuns vreodată cineva a fost mai întâi delusional. Rezonez foarte, foarte tare cu multe dintre ideile Juliei, așa că aceasta este categoric în top 3 autobiografii preferate de mine, alături de
Mă bucur că mama a murit de Janet McCarthy și de pe când eram doar niște puși de Patti Smith. Ei bine, acestea sunt 5 dintre cărțile de nota 10 pe care eu le-am citit destul de recent în lunile anterioare. Sper să regăsiți aici recomandări utile. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă rog să mă urmăriți în continuare și pe site-ul meu și pe Instagram, unde postez destul de frecvent despre experiențele mele literare și nu numai. Să-mi dați un thumbs up, un comentariu dacă aveți ceva de spus și ne vedem data viitoare.